Bună dimineața! Studiile au demonstrat că ceea ce mâncăm afectează modul în care funcționează întregul corp. Mai mult, există alimente anti-îmbătrânire care mențin longevitatea organismului. Expertul în boli metabolice și nutriție, Simona Carniciu, ne spune astăzi care este de fapt secretul unei vieți îndelungate fără boli. Așadar, există o alimentație potrivită pentru longevitate. Desigur, toată lumea vorbește despre fructe, legume, să lăsăm zahărul, sarea sau fast food-ul. Dar până la urmă, care este adevărul? Adevărul este că este o combinație și nu doar legată de partea nutrițională. Se pare că ultimile studii au demonstrat că este un cumul de factori, printre care somnul, care este extrem de important și nu doar să fie în timp, adică să dormi alea 8 ore, ci contează extraordinar de mult calitatea somnului. Apoi, există această componentă psihosocială. Este clar că echilibrul psihic este extrem de important. Se pare că noile studii au demonstrat că oamenii care sunt sociabili, să spunem, care nu suferă de singurătate. Deci e bine să stăm în comunități, să avem prieteni. Este important să stăm în lume, să interacționăm cu foarte mulți oameni și să ieșim. Suntem ființe sociale și se pare că longevitatea și calitatea vieții noastre depinde foarte mult de asta. Bun. Și apoi ne întoarcem la mâncare. Exact. Mâncarea noastră. Pâinea cea de toate zilele. De toate zilele. Noile studii la fel au demonstrat că nu este atât de important un singur nutrient, ci o asociere a lor. Eliminăm tot ce ai spus mai devreme și ne rezumăm la proteine de bună calitate, adică produse animale, pește, ouă, lapte de bună calitate, produse cerealiere într-o măsură echilibrată și fructe și legume cât se poate de multe, în special, bineînțeles, la legume. Dar și aici se pare că toate genele noastre sunt influențate de tipul de alimente pe care le consumăm predominant. Și unele diete care conțin mai multe proteine sau produse animale activează sau inactivează anumite gene legate de longevitate, în schimb ce la alte persoane anumite gene legate de longevitate sunt oprite sau pornite în funcție de o bogată alimentație în legume. Viața noastră pornește undeva înainte de concepție, când mama noastră mănâncă, are un stil de viață, apoi produsul de concepție începe să se dezvolte în mediul intrauterin timp de 9 luni. Aici este extrem de mult influențat de ceea ce se întâmplă cu mama lui, de la starea psihică la alimentație și la mediu, toți factorii de mediu care o bombardează în ghilimele. Deci longevitatea noastră începe dinainte să ne naștem. Exact. Un lucru important. În primul rând, da. E un lucru foarte important, se numește epigenetică și înseamnă de fapt cum influențează mediul prin alimente, poluanții, etc., factorii care țin de sănătatea noastră. Este important să trăim cât mai mult, dar cât mai tinerei. Cred că secretul e de fapt... Le spun pacienților că acesta este secretul, să trăiești cât mai mult, cât mai tânăr, cât mai sănătos. Pentru că dacă ai ani în viață, mulți, și sunt de o calitate deplorabilă, atunci nu știu care este sensul, nu? Să adăugăm viață, de fapt, anilor noștri, să adăugăm calitate. Ani vieții. Da. Da, să adăugăm calitate anilor noștri. Deci secretul pentru o viață lungă și fără boli ar fi mișcarea. Mișcarea, care este foarte importantă. Și alimentele. Alimentele. Există anumite... Și sociabilul. Și să fim sociabili. Și apropo de mișcare, pentru că era cât pe ce să uit să spun asta, odată cu creșterea în vârstă sau înaintarea, apare sarcopenia, care înseamnă pierderea masei musculare. Este o patologie destul de gravă pentru că masa musculară este implicată în tot metabolismul nostru. Este extrem de activă și de ea avem nevoie într-o cantitate cât mai mare, în așa fel să putem
atinge acești indici metabolici și aceste ținte ale noastre, cum ar fi starea de sănătate și un metabolism bun care se transcrie în longevitate. Dar se vorbea despre niște alimente care cresc calitatea vieții și care ne fac să întinerim, dacă pot să spun așa. Se vorbea despre fructele de pădure și despre anumite ingrediente sau substanțe care se găsesc în unele alimente pe care le consumăm zilnic. E adevărat? Da, este foarte adevărat. Fructele de pădure își demonstrează superioritatea în majoritatea prevențiilor. Când vorbim de prevenția bolii cardiovasculare, prevenția Alzheimerului, a bolilor neurologice degenerative, a diabetului zaharat, prevenția îmbătrânirii precoce, într-adevăr, flavonoizii care conțin acești fitonutrienți. Știi că, Andreea, eu tot vorbesc mereu de fitonutrienți. Când mâncăm, nu trebuie să mâncăm numai proteine, lipide, grăsimi și carbohidrați. Haideți să mâncăm acele principii active care, de fapt, vin cu un aport extraordinar în viața noastră și aceștia sunt fitonutrienții. Cu cât un aliment este mai colorat, de exemplu, fructele de pădure, dacă vorbim de tot ce este verde, cu cât ați văzut spanacul, cât este de intens ca și verde, toate aceste culori semnifică că au abundență de fitonutrienți. Iar fitonutrienții de obicei au efecte pozitive. În foarte puține cazuri sunt și fitonutrienți care nu au efecte pozitive, dar noi am cam învățat să ne ferim de aceștia. De exemplu, uite, există cianuri în migdalele crude, dar expunându-le la temperatură timp de câteva minute, aceste migdale nu mai au activ această cianură și sunt foarte bune de consumat. Cum mai găsim, de exemplu, solanoizii în cartofi. Acele bucăți verzi pe care instinctiv le înlăturăm conțin aceste substanțe care nu sunt sănătoase. Spanacul conține goitrogeni, de aceea se opărește. Da, și da? Cum se mai spunea, și că roșiile sunt mult mai bune gătite roșiile, decât crude. Licopena este acea substanță implicată în reducerea riscului cardiovascular. Se pare că îmbunătățește foarte mult statusul cardiovascular. Și cu cât fierbem mai mult roșiile, deci cu cât facem un bulion mai zdravăn, cu atât licopena se formează din ce în ce mai mult. Aceasta este, să spunem, comoara naturii. Dacă am avut un stil de viață nesănătos până la 20-30 de ani și la 30 de ani, de exemplu, ne gândim la longevitate și la faptul că ar trebui să ne formăm bătrânețea de la tinerețe, cum spun eu, cât contează perioada asta de 30 de ani în care am trăit prost? Contează enorm. Și să știi că am persoane care vin la cabinet care se gândesc și la 50 de ani să mai facă ceva. Oricând te apuci să faci ceva, este important. Pentru că modificările acestea foarte mari poate să dureze undeva între 6 luni și un an. De exemplu, 6 luni este durata în care îți schimbi microbiomul intestinal, de care am tot vorbit. Și de la schimbarea microbiomului și refacerea peretelui integru al colonului, de aici pornim către reducerea inflamației și creșterea practică a longevității. Ar fi undeva primul pas, după care trebuie să pui ficatul pe roate, pentru că ficatul este uzina în care se procesează aproape tot. Modificările, dacă ne apucăm serios de treabă, le putem atinge în decurs de 3-4 ani. Asta e bine. Da, este foarte bine, pentru că cu toți avem o șansă, nu? Ce înseamnă totuși un om vârstnic? De la ce vârstă ne gândim la Om vârstnic poate să fie de la orice vârstă, pentru că este extrem de importantă vârsta metabolică. Am întâlnit persoane la 30 de ani care aveau vârstă metabolică de 50-60 de ani și persoane care sunt la 70 de ani și au o vârstă metabolică de 30 de ani, adică contează enorm acest aspect. Din păcate o calculăm doar cu ajutorul unor aparate sofisticate. Deci mergem la medicul nostru diabetolog și ne calculăm această vârstă metabolică. Mulțumesc foarte mult pentru aceste recomandări, o să ținem sigur cont de ele. Mă bucur.
În timp ce niciunii dintre noi nu vom trăi pentru totdeauna, putem totuși adăuga câțiva ani în plus vieții noastre, acordând atenție alimentației. Macronutrienți, micronutrienți, grăsimi sănătoase, fibre sau proteine sunt substanțele și alimentele pe care este necesar să le consumăm zilnic dacă vrem să trăim mai mult cu o calitate excelentă a vieții. Așa că până data viitoare, sănătate multă!